După frig, ploi și atmosferă cenușie, se pare că vremea frumoasă revine încet, încet și ne îmbie parcă să ieșim din nou în natură, să ne bucurăm de verdele încă proaspăt, cu bicicleta pe jos sau cu orice alt mijloc de transport la îndemână, singuri sau cu prietenii ori familia, aveți ocazia de a călători prin județ sau de a petrece cu sărbătoriții, că doar duminică sunt floriile, nu? Totuși, printre petreceri în familie și lansări de candidați, am găsit și câteva evenimente și acțiuni la care puteți petrece timp liber de calitate. Bineînțeles, în perioada imediat următoare. Sâmbătă 27 aprilie începe Festivalul Primăverii, ce se va desfășura până în data de 1 mai, în parcarea Shopping City Deva. Este un festival plin de surprize care, pe lângă spectacole, vă propune un târg de produse românești și un mare parc de distracții. Târgul va fi deschis de la ora 10 până la ora 22:30, iar spectacolele vor avea loc între orele 18:30 și 22. Puteți sărbători Duminica Floriilor într-un mod special, nu doar participând la slujba religioasă, ci și așezând câte o floare pe aleea din fața Catedralei Eroilor, contribuind astfel la formarea crucii de flori, un obicei devenit deja tradiție în municipiul Hunedoara. Tot în Duminica Floriilor sunteți invitați la un concert de pricesne de la ora 12 la Biserica Ortodoxă din Lunca Cernii de Sus, imediat după săvârșirea Sfintei Liturghii. Mariana Suciu, Viorica Brândușan Lupo, Valeria ca Ianoși Marian, Ana Almășana Ciontea și Alin Ienciu, artiștii renumiți ai județului nostru, ne vor umple sufletele de bucurie înălțând împreună rugăciuni cântate către Dumnezeu în postul cel mare și sfânt închinat învierii Domnului Iisus Hristos. De la ora 17, un nou concert de pricesne la Biserica Ortodoxă din Buituri, din Hunedoara, imediat după săvârșirea tainei Sfântului Maslu. Și tot duminică, 28 aprilie, cu ocazia Zilei Mondiale a Dansului, sunteți invitați să participați la spectacolul În pași de dans în jurul lumii, de la ora 17 la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva. Aveți șansa să călătoriți prin toată lumea cu opriri în Cuba, Republica Dominicană, Argentina, Statele Unite ale Americii, pe continentul african, în Angola, Asia, în India și Turcia, revenind apoi spre casă în Europa cu opriri în Franța, Austria și bineînțeles acasă în România.